Ok. Deci, salutare nimănui și bine v-am regăsit pe un nou livestream. Momentan nu este nimeni pe livestream deoarece este o oră foarte, foarte devreme, dar nu contează. Noi tot ne jucăm aici. Suntem alături de Mr. Sterix, ca de obicei. Da. Ia că a dat anunț botul, ești nebun? Salut Joker, salut, bine ai venit pe livestream. A dat anunț botul, ești nebun, după 10.000 de ani, mai știe și asta să dea anunțuri. Around everyone, Tony Cămătaru a pornit un nou live, hai și tu. Caterinca? Bun. Atunci, a? Atunci, hai să vedem pe ce server intrăm. Ia zi, Sterix. Pe iPlay România MRP. Pe iPlay? Da. Nu-i mort. Încă e pornit, cred. iPlay. Da, are 0 playeri. Pe ăla intră, mă? Hai că da. Mă, măcar avem grade. Da. Nu știu, pe Diamond, cred. Măcar acolo mai avem și noi o mașină. Ceva, știi? Dar care Diamond? Ăla de 15 milioane. 45 player sau 30, sau 31? Are 30. 31. La mine mai are 30. Ăsta cu 15 milioane de început, experiență unică. Da. Intrăm pe ăsta? Da, pe ăla, nu o țin, da. Deci lasă-i tu BMW-ul ăla. Ce BMW? De eram îmbrăcați în popi. Aoleo. S-a terminat. Ți-ai luat Warn. Aaaa. Am înțeles. Ești cine e în jandarmerie pe Diamond România? Vlad. Da. În jandarmerie, om. Dacă ai probleme la poliție poți suna și un polițist cu siguranță te va ajuta. Dacă ești rănit sau ești la pământ, avem medici pregătiți să te viața oricând. Dacă o să fiți puiți la curses, tata, nu te apropia, frate, că o să-ți spună scarta. Te-a primit o notificare? Nu știu, nu știu. Cei care dețin orașul te vor ajuta, dar ai grijă că poate te vor sancționa. Nu? Nu. Nu, bă, nu. Urât așa. Ai? Vezi la casino. Păi m-a dat la primărie. Ai murit ultima dată. Mi-apare regulamentul. A dispărut regulamentul. Roleplay calitativ. Caterinca. Mă-ți-mi o mașină. Cai, unde sunt? Sunt la hotel, mort. Da, cheamă admina. Nu animații, unde dracu etichet? Ce legat, întrebare, suport. Gata. Trimis etichetul. M-ar fi să vină adminul care chiar ți-a dat Warn. Te-am pușcat. Nu știu.
Ești îmbrăcat tot în roz, nu? Nu știu, nu văd. Nu vezi, nu. Nu văd. Da, spun. Înțeleat îmbrăcămintea? Salut, m-auzi? Nu. No. Numai ce am intrat pe server și m-am trezit mort aici în mijlocul străzii, gen. Da, e. Poftim? A, mi-a dat respawn. Mersi frumos. Da. Da. Gata. Mersi frumos. Gata. Just la e reparată mașina? Ia să ne. Da, sunt îmbrăcată roz. Da, mai e reparată, e intactă. Da. Mm-hmm. Caterinca. Server nou, salut, salut Silviu, salut. Bă, ne jucăm aici, ne mai distrăm, ne mai... Na. Deținute BMW M580. Vehiculul se încarcă. Sigur că da. Ia zi, unde ne vedem? Eu-s la pleca. Mamă, dacă toți dracii face mașina asta. Mă bată tata. Ce vrei, bă? Mamă, s-a blocat, ești nebun. Ce? Te aud, da. Tu mă auzi? Suci. A, bine. Aici era cu chei? Da. Aoleo, Bahtalo. Ce faci, mă, Mariene, aici? Bine, bine. Te caută jumătate de oră până oraș, ce ai pățit? Nimic, nimic. Da, uite și pe urâții aia. Păi și ce faci cu bulangiul ăla aici? Prietenul tău? Se pare că... nu. Ah, am crezut că te-ai anturat cu bulangiul ăla. Cu cagulă. Aude, pișația de jandarmerie. Îi văd, îi văd. Aia. Cu cagulă. Lil cagulă. Lil cagulă. Ia uzi. Care mă ia de pulă. La ce crede și el la glumă. Caterinca, băie, ce faci, mă? Doamne, doamne, doamne. Ia să mergem cu a ta sau cu a mea? Cum vrei. Păi zi, cum vrei. Eu am plan cu poliția. A, ce hai că mergem cu a ta. Hai să o bag pe asta în garaj. Hai, dă-i bătaie. Cea pe contrasens, frumos. Te-au luat, vericule. Oprește, bă! Alo! Așa mă oprește, bă, terminatul. De seara. De seara, trăiți. Jandarmul Troi din cadrul departamentului Los Santos. Mm-hmm. Aș avea o întrebare la dumneavoastră. Spune-ne. Ce cu acest condus imprudent? Domnule, mai derapă mașina. Nu înțeles, v-aș ruga să nu mai treceți pe culoarea roșie a semaforului, să nu mai mergeți pe interzis și să nu mai conduceți așa imprudent. Domnule, mă scuzați, eu am pus frână na, la roșu, dar mi-a derapat mașina, cum am spus. Lăsați roșu și derapare, dar ce căutați pe interzis? Asta e interzis? Domnule, aici e interzis? Se poate... Da, e interzis. Cum e interzis, domnule? Puteți merge numai de aici încolo și să faceți dreapta. Dumneavoastră veneați încolo, dispeșorul. A, n-am știut, domnule.
dinspre șeu român cu acest spre secție, așa, este interzis. Am înțeles, n-am de unde să știu. Bun, deci să vă las doar un avertisment. Mulțumesc frumos. Dar aveți grijă la dar vedeți că se trage. Mama s-o trage să moară familia lui domnul jandar. Hai mama, să vedem. Grijă, la revedere. Moară familia domnul jandar, că se trage, hai să mergem. Ce faci, mă, mergi cu spatele? Da. Auzi, tu ne oprește pe noi jandarmeria. Ne învață pe reguli de circulație. Dar nu te saturi, a? Bă, mă auzi? Ei! Da, mă, zi. Ce faci, a scris pe chat? Salut, salut, Vlad, salut. Mm. Ai văzut? Da. Facem miște easy money aia, că ca nu se ține pe noi. Bubuțu. Facem apel la Uber și plecăm? Da. Da? Da. Cum fac apel? Sau să fac și să-l poți să te urmărească. Servicii. Ai auzit? Da. Am nevoie de o mașină. Am bani mulți. Hai și noi la Uber. Uber-ul este pe drum. Semnat Arian. La coaia admin. Păi, dar nu mai pune radio. Dacă opă cu capota asta sărită, ce? Nu-i sărită pe aia, what the fuck. Adică nu-i sărită. Nu-i sărită, n-are nimic cu capota. De ce e ridicată? Adică e ridicată. Că are o luft. Aia e normală. N-are. Da. Dar tu chiar vrei să te ia ăștia, te-a luat jandarmul. Ține-te. Eu mă țin, da. Bine? Da. E, aici ne facem căcat, sau se fac ei. Am lag? Puțin. Băi, ei nu s-au făcut, e spatele tău. E tot jandarmul ăla de te-a oprit mai devreme. Stinge farurile, stinge farurile și... Dar nu trebuie să-i dai tot în jos. Am o idee. Și întoarce-te. Dar nu am unde, n-am baterie în căști. Întoarce-te, că vine. Îl aud. Îl văd. N-am baterie în căști, pula. Și ce dacă n-ai baterie în căști? O să tai sau nu... Mamă. Acum are un loc mai mare. Mamă. S-a terminat. Stai să-mi bag și eu căștile, l-am încărcat. Corect, acum că suntem în urmărire. Crezi că mai știe cineva de noi? Da. Bă, nu-mi găsesc cablul, da? A, uite aici. Eu aud. Ia stai tu puțin. Eu vă urmăream. Auzi că Vlad ne urmărea. Dacă să-l pună Sfântul să vină după. Ce? Ce ai zis, mă? Să-l pună Sfântul să vină după noi, că a văzut pe live, că-i dau ceacatonul dacă-l văd. Să nu-l dea el nouă.
știi cum zic? Mamă, dar e jale mașina asta pe handling. BMW-ul ăla e ce trebuie. Da, și tu ești zale pe condus. Păi, nu se ține mașina, ești nebun. Gata. Păi, ești... What the fuck, vedea că suntem prin mapă, ești nebun? Păi, liniștit. Dacă nu se strică mașina aici, degeaba. N-ai treabă. N-am treabă. How's that? No. Te-a luat. Ia te opresc acum. Rămâi pe loc că trag. Dă-te ce zi mașină cu mine sus, mine sus, mine sus, amândoi. Mâine sus. Ia dă-te, ne face pe proști că nu eram noi. Fă pe prost că nu era, n-are numărul. Aoleu. N-are rost. Ce-am... Fața la mașină, fața la mașină mai repede. Ce-am fața făcut? La mașină, fața de la ce? Mașină. De ce? Fața nu la trage, mașină. Bă, de ce? Ca fugit de poliție. Hai, fața la mașină. Adică unde eu fugit? Fața la mașină. Unde am fugit? Fața la mașină. Acum. Și acum ce fac? Au! Au! Nu-l puteți, domne, în cur! Au! Domne, vorbește ce mi-a spus domne cătușele? Domne, de ce suntem cătușați? Domnul! Domne, ce-am făcut, domnul? Alo! Alo! N-aud! Nu, aici! N-aud! Alo! Hai în mașină! Alo! Aici? Îmi deschide și mie ușa? Nu, mașina e noastră. De ce m-ați încătușat, domnul? Hai, bă, vină cu acea, bă! Unde? Hai, mergeți. Unde? Ce faci unde? La mașina asta? De ce m-ați încătușat? Se poate să conduc eu? Ata albată? Nu, nu. Doamne ajută. Ce v-am zis eu, mă, băieți, că dacă mai conduceți așa și treceți pe roșu, vă dau, vă bag la prânaie. Domne, eu ce-am făcut, domne, cum adică am condus amândoi? Ați fugit și de poliție, ați fugit și de domne, poliție? Domne, eu ce-am făcut, domne, eu am fost domne, în dreapta. Domne, n-am fugit, domne, de nimeni. Vă, tu nu primești nimic dacă ești curat și n-ai nimic cu tine. Păi da, domnul Smurdal, domne, am făcut duș azi dimineață în canalizare. Domne, de-aveam ieșit din casă, domne, cred că ne confundați. Bine, bine, bine. Domne, m-a spălat azi dimineață la pul. Numerele de matriculare tot au. Ce număr am? N-ai număr. Păi și cum adică ai număr dacă n-ai număr? Domne, mă luați la mișto, domnul? Nu cred că dumneavoastră mă luați peste picior. Scoate-l și picior. Domne! De picior? Da-te și tu puțin, mă, poate să am loc să o deschid așa. Hai, veniți pe noi. Hai de jos. Nu intră, intrești tu. Amă, că țin ușa, intră. Mulțumesc, sunt un gentleman. Colegu, închide ușa aia de afară. Am încăiat-o pe aia mare. Așa. Aha. Wow. Bună la crevarea. Aici e celula, uitați-mi mai încoace așa un pic, să nu mă vadă chiar toată lumea când intră. Vreți să stați amândoi într-o celulă? Asta mare, asta, da. Da, domnul, da, stăm amândoi. Ca frații. Și ca surioarele. Păi trebuie mai bine surioare, că sunteți bulangii. Bulangii, eu știu. Ne-și-nește. Nu-i problemă, vrem să vorbim în instanță. Vorbiți cu cine vreți. Vrem un judecător să vină aici. Intrați. Un judecător. Da, mă, gata, mă. Hai, iubire, intră.
Gata, mă. Bun, stați cu fața la perete pentru a vă percheți singur. Sigur, sigur. Nu avem, domne, nimic. Mă, să nu-mi băgați mâna la cioacă. Tu de aici vin în partea asta, mă. Vin la peretele ăsta. Ăsta din stânga. A, spune-te așa, mi-ai zis tu de aici, eu eram cu spate, de unde știu la cine vă referiți. Aici așa? Uite, ai cam prăfui peretele și are niște urme de... Are niște sos hâț. Ăla are ceva? Are barbă, are ochelari de soare. N-avem, n-avem. Nu, domne, noi de-abia am plecat din casă, cred că a fost o confuzie, să știți. Nu a fost nicio confuzie, vă mă rog eu. Dacă după aia, când v-ați să trageți pe dreapta și l-ați depășit pe colegul... Domne, noi n-am depășit pe nimeni, domnul. N-ați depășit pe nimeni, nu? Și dacă vă arăt pe GoPro-ul ăsta de pe piept că voi erați, să vă dau dublu la amândoi și să-l bag și pe ăsta pe degeaba? Ce dublu, domne? Dați un număr dublu? Sau vă dăm noi triplu? Tu iar mâine la mișto? Cine? Cine ce? Cine te ia la mișto? Domne, nici, în primul rând nici nu știți cum mă cheamă. De unde știți că am fost tot eu? Păi, n-am nevoie de nume. N-ai nevoie. N-am nevoie. Bineînțeles, bineînțeles. Sunteți Terminator dumneavoastră. Bineînțeles. Aveți tot la dumneavoastră? Sunteți posesorul mașinii, nu? Cred că da. Am primit cheie. Aolo, domne, nu mă futeți în cur. Ce faci, bă? Bine, chinezul te fură. Tu ce faci? Da și-o drumul la un live. Arată și mie acte de mașini, te rog. Stați că nu prea știu. Un mușchi ăla, capa, acolo, la jucători. A. Aolo. Domne, ce faceți? Nu cred că am buletinul la mine. Domne, cum ați aici în încăpere? Eu? Da. Nu se poate? Nu se poate. Domne, n-am buletin la. Bine, acum, domne. Da, permis aveți? Da. Nici permisul. Înțeles. Cred că sunt în torpedo. Domne, nu aruncați pe jos, luați acum. Se poate? Ne uităm acum, dacă sunt. Acum, domne, acum. Deci, cum vă uitați? CNP, vă rog. CNP? Da. Gata. Nu mai știu, știu că începea cu 5 0, 1 13 19. Sau prescurtarea este 1, 6, 7, 8. Eu m-ați întrebat CNP, eu vă zic CNP. Vi se pare că v-am mit? Domne, iar ce server de Diamond? Vreau frumos să aveți ce limbași pe el. Păi da, simt acolo la curuleț cum atingeți cu cioaca. Bun, deci, buletin. N-avem. Stați un pic să... Deci n-aveți la dumneavoastră, nu? Nu, da, așa e, aveți dreptate. Exact așa am spus. Bună. Dar eu de ce sunt în cătușat și fratele meu nu este? Bun, să scoateți și mie cătușa. Să fiți mașinii pentru a nu face vreo ceva... Ce să fac, domne? M-ați percheționat, n-am nimic. Nu știu. Nu sunt un criminal, să știți. Scoate cătușele, doamna. Bun, deci buletin aici, pe tabletă, văd. Aveți, sunteți declarat, înregistrat. Da, bineînțeles. Licență teoretică. Nu aveți. Cum nu avem? Permis mașină. Nu aveți? Nu sunteți înregistrat nicio bază de date cu permis de autovehicul sau cu... Înseamnă că mi-am luat japcă de la un polițai. Asta nu este problema mea. Trebuie să vă duceți să vi-l refaceți. Se poate acum? Talon la vehicul aveți? După ce ieșiți de la pușcărie, da. Domne, vă rog eu frumos, nu ne înțelegem și noi cumva, vă rog eu frumos. Nu se putea, nu ne putem înțelege în niciun fel. Vă rog eu frumos, domne, a fost o confuzie, eu n-am făcut nimic greșit în lumea asta. Atunci, după ce m-am tras pe dreapta, m-am potolit, m-am parcat, am fumat o țigară, poate să confirme și fratele meu. Și după
ne-ați tras iară pe dreapta. Ok. Ok. Bun, colegul, te uiți tu și spui câte luni au băieții de intrat pentru fugă de poliție și mers fără permis de autovehicul. Dar stați puțin, domnule, eu ce am făcut, domnule, eu am fost pasager. Pentru păi ți-am spus ție ceva, tu poți să pleci, dar mergi tu noi. Păi spus că câte luni au de intrat băieții. Câte luni are de intrat băiatul? Păi spuneți, domne, așa, vă bate joc de domne, mine. Domne, mie nu mi se pare corect. Păi nici mie nu mi se pare corect să mergeți cu și un autovehicul. Dar o întrebare mai aia pentru dumneavoastră, că se poate. Spuneți. Sunteți de la poliția locală? De unde sunteți? Că scrie jandarmeria pe alea. Păi și dacă scrie jandarmeria, păi sunt de la poliția locală. Păi jandarmeria nu se ocupă de din astea. Eu știam că rutiera se ocupă de... Păi și cine vă dă? Vă băgăm la pușcărie noi. Nu se ocupă. Am înțeles. Bine, atunci o să vorbim după cu un superior, nu-i problemă. Vorbiți după cu cine doriți. Bine, domnule. Să vin acum. Colegii, am și nevoie de superior de la jandarmerie și ăsta ce mă vede. Mersi frumos, răcrăm de subscribe. Mulțumim. Doamne, ferește, auzi. Ați auzit, colegii? Ne-am oprit la o țigară și ne trage poliția că am fugit de ei. Unde am fugit? Am nevoie de superior jos. Da, jandarmeria a spus. Terminai pe intervenții și pe altceva, dar na. Asta e de la FBI, de unde e? Colega, e superioare? Da. Nu, da, vezi mă ce se întâmplă. Superioare? Ești... ce râzi, mă? Nimic. Bă, dar ce-ați frați? Nu-s bulangii. Suntem toți patru de aici, suntem patru bulangii în celula asta. Tu i-ai zis. Dacă ne-am vrei poți să vii să fim 5 bulangii. Sau 4 bulangii și o bulangioaică. Ne-am încuiat, ne-am încuiat aici să ne babardim. Colega de la rutieră, vină înapoi, te rog. Deci v-a surâs ideea. Haideți că vine aici, așa nu facem pace să fie bine. Facem harem aici. Oh, ia auzi, știți, văd că știți. Da. Haideți, doamnă, că harem? V-a chemat colegul să fim aici, patru bulangii și o bulangioaică. Să fim harem aici. Ce să fim? Patru bulangii și o bulangioaică. Aolo, lați un bă, uite, sânge. Uite că suntem trei bulangii acum. Vrei să fim doi? Imediat. Vrei să fim doi? E clară adică... treaba. Să rămânem doi bulangii, cum zici tu așa. Chemați smurdu. Smurdu. Rămânem? Rămânem doi bulangii? Nu știu, rămâneți? Ia zi, ce mai e aici în secția asta? Cine suntem noi? Ce suntem? Ce suntem? Bulangii, bulangii. Bulangii, doi bulangii, zi. Sunteți de la jandarmerie asta. Zic că sunt doi bulangii. Jandarmerie? Mă omoară. Păi ce dacă te omoară? Ia dai mă și pentru ultraj. Ia auzi, ultraj, ce-am ultrat? Vezi că și când vorbești urât cu un superior al tău, adică superior, na, pentru tine... Doar Dumnezeu e superiorul meu. Bine, cum consideri tu? Se pune ultraj, citești dumneavoastră. Tu codul penal. Dumneavoastră, nu tu. Că nu ne tragem de șire. Ba, uite că eu vreau să vorbesc cu tu, cu tine. Te deranjează? Nu m-am permis. Da. Oh my god. Ei. Salut, Fabian. Acum tu să chemi ambulanța pentru frățiorul meu. O să chem după ce vine să ia autobuzul până la Jirama. Nu, acum. Vreau un superior să vină, vă rog eu frumos. Cineva, că e bătaie de joc cu jandarmeria ăștia. O să vină după. Nu, când acum la... să vină, am de discutat. Vin. Am de discutat! Strângă, că nu găsesc. Să vină un superior. Vă rog eu frumos, domnișoara, chemați un superior, că nu mai pot cu pârliți ăștia doi. Vă rog eu frumos. Faceți ceva. Am fost, sunt sub arest pentru că am fumat o țigară. Bătaie de joc țara asta de căcat. L-a umplut pe ăsta de sânge, că a spus un adevăr și acum pe mine mai ia autobuz. A spus un adevăr, nu?
A spus un adevăr, nu? Ce a spus? Un adevăr? Dar ce a spus? Ce zici că a spus? Ce adevăr a spus? Cine? Cine ce? Cine a spus un adevăr? Păi tu ai spus că a spus un adevăr. Ce adevăr a spus? Nu știu, domne, nu-s din zonă. Nu ești din zonă, nu? Nu, domne, nu-s din zonă. Dar ce scurgeri are ăștia? Sunt de la tataie. De unde i-ai luat, din beci? Nu, din pod. Cui i-ai luat, mă, lui tractul mare pe ăștia? Da, da, l-am dezgropat. Bă, fă-i o pe aia cu mehedinți. Nu, încă nu. Stai, mai așa. Îți place să te arzi, nu? Să mă ard? Da. Nu. Păi cum? Ce-ți place să te arzi? Mie nu. E, nu. Haideți, domnule, fiți sincer măcar acum. Eu sunt sincer. Da, dumneavoastră să fii sincer. Că nu știu care e el îmbrăcat în roz dintre noi doi. Și care e problema dacă sunt îmbrăcat în roz? Păi, nu știu, amândoi sunt... Și chemați că îi se scurge la asta sânge din creier, chemați pe cineva să vină să ajute. Îi fac eu un CPR, dacă vreți. Faceți și orice. O muie. Să-l ridic? Da, ridicați-l, vă rog. Șefule, eu nu promit nimic. S-ar putea să vină un ambulanțier. Un ambulanțiu de la, nu? Da, da. Doi. Să vină un superior. A plecat. Doamne ajută. Am scăpat de unul. Domnul de la spune aici, vă rog. Următorul ești tu. Ajutați-mi că a luat Crash. Dă-i colegul, verifică-l puțin la... Da, vă rog să vă dați la o parte, dacă la nu vă suflet. Supărați. Mă scuzați, aveți grijă acolo, că să nu-i atingeți punctul G. Punctul G? Punctul G. Fii atent, vrei să-i scăpu? G. Câte G-uri a băgat înainte? Fug? Da. E bine făcut, domnul. Ce-a nu pot! Domnișoară! Ajută! Bă! Ajutură! Mulțumesc frumos, domnul, că m-ați ajutat. Ole, ce se întâmplă? Alo! În afară de domnul acela leșinat, vă mai ajutăm cu ceva? Că o să avem treabă. Aoleu, ce ai făcut, mă, Marien? Iar te-ai băgat în belea? Unde e ambulanța? N-am făcut nimic. Jur, n-am fost eu. Hai, în față. Hai, mergi. Ia uite-ți, domnul e mascat. Da. Mascatul. Domnul Ilca Gulă. Oricum nu se primești cum, stai tam. Unde? Domne, dar nu sunt criminal, domne, de ce nu mi se pare corect să fiu un cătușat? Stați aici, nu știu, care celorlalți doriți? Stați aici. Vă stau aici pe hol? Nu, stați pe loc, hai în celulă. Hai mă, ridică-te mă și ascultă-l pe domnul. Bă, n-auzi. Hai în celulă. Bine, băi. Ce da acolo, dacă se poate. Uite în închisoare, iar sunt arest. Da. Poți să te rog un codul penal care e pentru fugă de poliție, condus fără permis și ultraj, te rog. Stai așa. Ce-am ultrat? M-ați băgat în închisoare, nu am să vă ierb vreodată. Vin și mă răzbun chiar de mai intru o dată. Nici o închisoare nu o să mă putolească. Domnule, de mă eliberez, o să fiu teroarea voastră. Ce-am căzut nici el înapoi aici. Domnule procuror, sunt nevinovat. Eu despre infracțiune, eu doar am cântat. Băi, bulangiule, te arătași, mă? M-ați băgat în închisoare, nu am să vă ierb vreodată. Vin și mă răzbun chiar de mai intru o dată. Și de amenințări și de loviri. Nici o închisoare nu o să mă potolească. Deci când mă eliberez o să fiu teroarea voastră. Trei acolo plântiță, 30 de loviri. Și ce am mai făcut? Condus fără permis. Dați-mi, domne, 400-500 de luni.
Dați-mi! Când mă eliberez, o să fiu teroarea voastră. Dăm 200.000, 3 milioane, 7 copii, 6 copii. Lasă, băi, lasă, băi! Mamă, la rublic ca gulă. Bă, ce dați, mă, în mine? Bă, e de-al nostru, mă! Da? Și 25 de luni. Care ești tu? Ia zi, cât îi dau? Eu? Da. 30, cu 25. Numele și gradul. Dar eu n-am făcut școală, am intrat aici popile. Zici și mie cât faceți. Sunt în teste. Am înțeles. 55. Am înțeles. Azi în coste de la... Bă, 55 de luni, băi, bulangiul. Vreau să vin un avocat. Comisar. Să vin un avocat. Stai așa. Eu sunt avocat. Veniți un pic, eu te capi. Lasă, bă, că eu sunt avocat. Dă-te să ieși, frial dracu. A, mă, eu sunt avocatul. Aoleo, da. Domnule, îl bag pe colegul meu în secție, domne. Ești eroarea noastră când ieși, nu? Ce? Aoleo. Ești eroarea noastră ăsta când iese, ci că când iese el din pușcărie, că e eroarea noastră. Da? E eroarea noastră? N-am zis așa ceva, domnule. Colegul! Stai, lasă-l că-l bag. Domnule, n-am zis așa ceva. Sunteți avocat? Da, sunt avocat. Dar și jandarm în part. Da, zi. Păi, și acum ce sunteți, avocat sau jandarm? Depinde de ce mă cheamă, datoria. Păi, am nevoie de un avocat. Bun, momentan nu-s avocat. Bun. Dânsii m-au tras pe dreapta, dânsul acesta cu... Nu știu colegul. Cum îi spune la aia de pe cap. Colegii, da. Colegul, du-te la Costi și zi să mă aștepte, ok? Du-te la Costi, că-l bag eu. Las, că mă așteptă. Păi, am nevoie de avocat. Păi eu sunt avocat. Nu mai se poate. Deci, păi cum să fii tu avocat, mă, tipul jandarmeriei? Bă, taci, că-ți dau și ție cu bără. M-a tras pe dreapta, mi-a spus să nu mai circul imprudent. N-am mai circulat imprudent, m-am oprit cu fratele meu la o țigară și după m-a oprit în trafic. Și m-a încătușa și m-a adus aici. Bun. Colegu, de ce l-ai adus aici? Pentru că a fugit de poliție. Da. Marș în patrulă. N-am fugit de... Eu te aștept pe tine. Hai. Bă, pa, băieții, n-am timp de voi. Ce-a făcut, mă? M-a băgat la gel. Costi, lasă-mă că făceam un ban cinstit. Era cheamă un admin. Cheamă un admin și spune ce s-a întâmplat. Hai să plec de aici. Să că făceam rol pe și mă băga la gel ca să scape de... Hai să plec. Vezi ce a făcut? Că zic eu. Ce a făcut? Da, poți să-i faci o îngerească să-i repar geamurile? Da. Atunci nu poți să chem. Nu, îmi pune. Mersi. Tu pune-te. Hai, scoate-o. Ce ID ai? 1678. Hai că chem acum. Și spune să-ți dea și TTP să vină și la aici. Chet, cerere, grad, întrebare, suport. Gata. Salut, da, m-auzi? Da. Poți să... Puteți merge, te rog frumos, până la 1678. A fost îmbăgat în închisoare, deși era cu avocatul lângă și jandarmul n-a mai vrut să facă roleplay, practic, și l-a băgat era la închisoare. Dacă poți să mă înșprimezi, să merge până la 1678, că nu poate să facă tichet. Deci stai dosul meu, mai zi-o dată la început, că eram pe alt tab, scuze-mă. Deci ne-a luat, a luat jandarmeria pe un coleg și da. Când a venit avocatul, domnul jandarm l-a băgat de la închisoare, fără să discute cu avocatul, că a zis că nu se acceptă, că nu nimic. După ce l-a bătut de nu știu câte ori și m-a bătut și pe mine în secție. Și dacă puteți merge până la 1678, să-ți explice și el. Avem filmare dacă ai nevoie de filmare, ceva. Deci 1678. Și să mă iei și pe mine. E la jail 1678. Am făcut eu tichet pentru el. Că și nu el, poate. El are filmare? Da, am eu filmare, că am fost cu el jos, am fost amândoi. Eu acum am ieșit din secție. Dă-i direct. 1678. Dar ce s-a întâmplat, nu era avocat ăla? Pana mea, el așa ne-a zis. Suntem sub hartă? E bine. Da. Stai să văd adiu. Salut, mă auzi? Da. Zi-mi ID-ul tău, Gata, așa, zi. Cine efectiv ne-a tras odată poliția pe dreapta? Așa. Nu ne-a legitimat nimic, nu ne-a vrut buletin, nimic, ne-a lăsat cu un avertisment. Așa.
după ne-am mai primat noi prin oraș, nu știu ce, ei n-aveau teoretic de unde să ne știe nimic, nici număr. Stai puțin, cât e la deal? 55 de minute. Poți să-mi ceai deal-ul polițistului, dacă poți să uiți pe filmare, te rog. Îl zic eu acum. Da, da, unul, întrebă. Era Ionuț, parcă stai așa, 162. 162, da? Da. 162, 162, știi. Și gen, încă o întrebare aș mai avea, el ca jandarm da, poate zi. Să facă treabă de polițist rutier? Stai puțin, că îl chem aici. Ok. Dar poate sau? Bă, eu nu zic, ce faci mă cu ăștia, Nana? Îl bagi la închisoare așa? Ce așa? Păi l-am băgat la închisoare că a fugit de mine, că... Stai așa, ce i-a mai dat? Pentru ultraj că zicea că... Dar nu asta, dar frate... Ce mi-ai zis? Băiatul îmi zice că stai puțin, tăceți puțin. Îmi zice că tu că au avut avocat, că cheamă avocat și tu păi și avocatul că... a plecat. A venit Costi și i-a zis era polițist, nu era avocat. Era polițist? Da, era Andrei. N-avea nicio treabă cu avocatura. Păi și nu ne-a spus că e avocat, noi de unde să știm? Păi și ție ți s-a părut că era îmbrăcat în avocat sau că era îmbrăcat în uniformă de polițist? Păi și domnul ne-a spus că e avocat. Na, eu am cerut păi avocat, dar vrei să fii avocat? Ți se pare că în realitate te păi duci la pușcărie și vine avocat polițist? Dar în realitate un jandar nu face treabă de polițist, să știi și tu. Păi și doar de intervenții. Am făcut eu. Jandarmul nu bagă la pușcărie, nu? Nu. Fiți atenți și am zis la băieții că nici nu te legitima, gen. Na. A, nu, nu, legitima nu, pe mine. Nu știu cum îl cheamă. A, nici nu s-a legitimat, nu, da. Bine m-am legitimat odată la voi. V-am zis atunci când v-am tras pe dreapta să conduceți mai prudent? Așa, păi și mai legitimat atunci? Zis. Da, și de ce ne-ai făcut bulangii? Ba nu mai... Păi tot dreptul să vă zic cum vreau, să, deci și să vă înjuram, voi, sunt jandarm. Ah, ok, deci dacă nu mă ascultați, am voi. Deci okay. Eu vă rog frumos, sunteți pe Discord. Pe ce da, Discord? Pe Discord. Voi, pe Discordul serverului. Cred că da. Fiți atenți, eu din păcate sunt deocamdată helper în teste, nu pot să-i fac nimica. Okay. Vă rog să-i faceți report la poliție, dacă aveți ceva de raportare. E foarte simplu. Vă scrieți ID-ul, vă scrieți numele și ID-ul vostru, ID-ul lui și ce dovadă aveți, filmare, poză, etc. Da? Ok. Eu din păcate nu pot să vă ajut. Ok, și pe la urmă colegul meu o să rămâne la jail. Stai să chem un grad mai mare. Cât are gel? Stai așa, zic că ceva de grad. Dat, nu știu. Poate gel. Clar, îl scot. Dar recunoaște, zi acum, erai tu ăla care ai fugit, nu, de noi? Erați voi. Tu nu mai e legitimat, tu n-aveai de unde să știi cum mă cheamă și ce fac eu. Bun, da, gata. Deci vreți să spargeți gașca? Vă întreb, stați doar spune, vreți să spargeți gașca? Hai că băiatul în roz, dacă el îți da în jail, nu mai ai nimic cu el. Da, eu am intrat să mă joc, nu să stau în jail. Dă-i mă în jail. Tocmai de-aia am vrut cu avocat ca să facem un roleplay. Bă, știi care-i faza? Oricum îl scoteam de la jail, l-am băgat și îl scoteam. Dar eram un roleplay acolo cu ăștia și am plecat oricum. Știam că ei m-au chinat. Hai, scoate-i. ZID. Se scoate la pușcărie. 1678. Scoate pușcărie. Hai să vă dau respawn. A, tu poți să... Nu, că-i dau eu pe la el. Bine, hai. Deci okay. Nu mai aveți nevoie de mine, da? Vă pup. Nu, vă mulțumim. Unde ești, mă? La ușa asta, la pușcărie. Eu n-am glumit cu când mă eliberez, o să fiu teroarea lor. La un BMW-ul? La un bapul ăla de nu. Conduci tu. Bă, dar stai puțin, bă, dar PSV-ul ăsta noi n-am avut permis sau nu era de aia că nu-ți trebuie permis? Nu știu. Eu știu că am avut. Au școala de șofer? Ăla e în tab. Pe tab am inventarul? Da. Nu, am doar un telefon. Este așa. Tu ai buletin în tab? Stai să vedem, dacă dau la jucători și dacă dau la alte documente. Buletin. Nu ai buletin la tine. What the fuck? Deci există licența, școala de șofer, gen? Licența teoretică școală de șofer. Nu ai licența teoretică școală. Da, bă, are ghișeu școala de șofer. Permis mașină. Nu ai permis mașină la tine. Există școala de șofer. Sau hai să ne facem un serverul. Cred că-l confunzi. Ce, conduc eu? Da. Nu trebuie să-mi dai cheile, pulă. Eu ai. Sau n-ai pornit. Nu.
Și cum îți, cum îți dădeam? Pe tab, key. Și unde ai cheia? Tai că nu găsesc unde sunt cheile. Tab și ai key, sub folosește, oferă acte, inventar. Ah, gata. Și n-ai undeva key. Ai dat? Îți oferă o cheie de vehicul, F2. Da, doamnește. O, bă! Mi-ai spart timpanul. O, bă, Terminator. Hai, doar accelerez. Băi, mă duc până la baie, ai grijă ce faci. Ce a trebuit imediat, dacă faci asta ceva, delică. Așa. Unde mergem? Pe aici. Uite mașina în spate, o vezi? Da. Vezi, poate iar nu iau ăștia. Hai, trebuie să fac domn de permis. Băi, chiar vrei să domn de permis? Dacă nu iau ăștia iar... Ce facem? Dar aparent talon la mașină aveam. Hai să dăm de permis. Ai bani la tine? Da. Câți? 300. Muie. A. Ghișeu. Începe școala de șoferi. Ghișeu. Car, de șoferi. Licență teoretică. Bun. Mă duc direct la ăla. Când sunteți depășit de un alt vehicul, este important să nu încetinești. Uite, fiecare schimbare de bandă trebuie să-ți oclinzi, să-ți unghiul oarbe. Să nu accelerezi, pula mea. Toate. Un pieton are culoare roșie la semafor, ce faci? O să le selectezi pe toate? Nu merge. Vă asigurați înainte de a trece. Îi face și pescătate să continuați, pentru că semaforul dați teste verde. Ce nivel alcool în sânge este clasificat ca fiind condus în stare de ebrietate? 0.18, nu? Sau, hai că pune 0.05, nu știu, pune la ghici. Dacă faceți dreapta la un semafor, dar vedeți că pe trecere trec pietoni, ce faceți? Treci pe lângă pietoni, e casa că așa, așteptați până pietonii au trecut. Împuși pietonul și îți vezi de drum. Clar. Dacă mergi cu 80 te apropii de o zonă rezidențială, trebuie să așezi, vă-ți viteza, încetinești, mulți viteza, încetinești. Nu puteți continua să puteți la semafor când este verde. Este verde. Când sunteți depășit un alt vehicul, este important să nu... Te definezi de acelerezi.
Când puteți continua. Cât dracu-i mă în zona rezidențială? 50. Atât ai pus? Da. Ce nu este permis la depășirea unui alt vehicul? Să mănânci. Să mănânci. Ai picat. Dacă faceți dreapta la un semafor și vedeți că trec pietre, că faceți. Așa. Ai auzit? Da. Tu? Ai picat. Mai dăm o dată, bă, pula în el. Trebuie schimbate răspunsurile alea, două. Care alea două? Cred că aia cu rezidențială și cu alcoolemia. Ba nu! Rezidențială 50 cu aia, cât și poate. Și cu alcoolemia ce ai pus? 008. Eu am pus 005. Nu, aia înainte de fiecare schimbare de bandă trebuie toate cele mai sus. Deci, când se depășește. Accelerezi. Când puteți să continuați? Când este verde, pula mea. Încetinești? Mi se poate să dăm... Hai, noroc și mai bine, salut, 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 scadu, salut. Este permis la depășirea un pieton are culoare roșie la semafor, ce faci? Continui pentru că se află... Ce nu este permis la depășirea? 008, ai pus la alcool. Da. Dacă faci de autonomă, se află între pietonii. Aștept până când pietonii au trecut. Ai picat. Mi-aș pula în el, ia vezi, tu ei? Dacă nu merge fără permis, bă, pula, n-i permis. Dacă mă întreabă polițiștii, zic că doar pic. Ai picat. Dă-ți, mă, un reload skin și hai dracu să plecăm de aici. Pișeam așa pe școala lor de șofer. Bă, ne iau iară ăștia, mă. Bă, pula, n-i, crezi că de data asta mă opresc? Nu așa cu aia, capa player. Ah, jucător vrei să zici. Jucător. Ai penultima variantă. Ce fuiește? Nu. Hai ceva, reîncarcă skin, reload skin, așa, hai. Hai dracu să mergem că cam așa în școala lor de șofer, bă, că mi-aș pula în ea. Pot să vin cu ei pe dis, adică... Cu voi? Păi tu ești jandar, bă, ce dracu să faci cu noi? Te ducă dracu el. Și am pe colegii tăi jandar. Care n-au nicio treabă. Mamă, dar urlă în toate halurile. Dar uite-te din, gen, uite-te din față în spate, ca și cum, de la bot spre spate. Așa. Cum se aude. A. Nici eu nu am pus să iau permisul. A, Caterinca, și e jandar. Caterinca. Uite mașina cu aia. Văd. Și că nici Vlad nu are permisul. E mai reparat acum cu aia. Trecem pe lângă ăștia? Nu, nu, nu. Stai mă la roșu. Pe tine. Na, el nu stau nicio aici, mă doare în pul. Hai să chemăm poliția, că ne sinucidem. Nu, mă, nu. Hai, bă, stai sus dacă au emote-ul cu televizorul. Bă, mă piși pe ei, nu. F5. Eu plec. Emoții, obiecte, n-au. Mă, cac, nu-i bun. N-au emote-ul ăla cu televizorul. Câte, cum dau, slash ore jucate sau cum văd câte ore avem? Slash ore. A, nu, pe home. Nu, pe home. Tu ai 3, aaa, s-a terminat, nu ți-ești un cuțit? Și nici când eram în poliție pe iPlay nu aveam permis, clar. Nu ți-ești un cuțit? Nu știu. A, și eu am 3, a belipul la poliția. Ești eu că n-am belit-o noi? Nu. Hmm? Da. Ia, e să deschizi. Da. Cuțit. Briceag. 100.000. N-ai destui bani. Câți bani ai la tine? 300. De mii? Da.
Dă-și mie 100 de mii să-mi iau un puțit. Light armă, grip armă. Da, mă. Stai să văd ce-mi iau. Sau mi-au topor de 300 de mii. Nu, ia-ți cuțit, că facem schema aia cu mâinile. În sân și le dăm cuțit. Dar nu știu cum îl trag. Ai deja briciag. Cum adică am deja? Cuțit, mă, nu briciag. De-aia nu pot să-mi iau. De ce? Nu știu, nu merge să trag. Ai fo... Mi-a dat că n-am găsit bani. Cât să-ți dau, mă? Ce server diamond? Dar eu nu pot să trag, gen. Ia. Yeah. Trag? Ai primit. Ai deja briciag. Da. Uite, mă, gen, dă-i tap și ai ultima variantă, arme gloanțe și atunci le echipezi, uite. Ia uite-l. Dar o întrebare am, eu ți-am dat 200 de mii, dar eu tot am 200 de mii la mine. Nu știu. Îmi vezi cuțitul? Nu. Cum, așa cum merg. Aia? Cum e aia? Cross arms. Pui cuțitul în mână și dai cross arms și după doar dai click și i-ai dat jacatonul. Da? Ia dă-te. Dă-te de aici. Pă dracu că mi l-a scos. Uite. A, fii antena, atunci facem așa. Cross arms. Și apeși 1. Nu merge. Aaa. Au peciuit-o, mă. Da, mă-i peciuită chestia, să nu meargă. Vezi, trebuie să-l scoți tu. Cum îl bag? Cum dracu-l bag la loc? A. Cu puțele Asterix. Cum? Gen, am scos cuțitul și în același timp am dat cross arms. Sau nu, am dat cross arms și după am scos cuțitul sau ceva genul. Eu nu mai pot să-l scot. Dar tu ai briceag, coaie. Eu am baionetă în pula mea. Eu am baionetă, mă. Mă piși pe el, așa merg acum. Stai să vezi cum oprește poliția ce-i fac. Cine azi cu plăcere, Sterix? Scazul. Te pup, te pup. Să vezi tu ce mă cel fac în orașul ăsta de căcat. Dacă nu am noi bani, degeaba. Nu, nu că ar fi prima dată când ne-am luat pe Diamond ban. Păi? Nu mai știi că ne-am luat la început când eram preoți îmbrăcați și am vorbit cu cofondatorul să ne scoată ban. Aaa. Că ne-a dat aia câte 3 warn-uri. Jandarmeria, te-a luat. Te-a luat jandarmeria. Vezi că vine după tine. Nu m-a luat, mă. Pa da. Dar se aude hoarca asta așa tare. Spatele tău. Am văzut. Fără webcam, da, asta fără webcam. Dă-i pulă, că o să vină mai multe mașini. Sau te oprești. Le dăm? Nu știu, dar ai, ai într-o zonă ceva. Ne-au lăsat în pace. Ei, ne-au lăsat, uite pe unde coboară. Dă-i dreapta, dă-i dreapta acum. Și stai aici, că ei nu ne văd. Dar noi îi vedem. Nu cred că ne văd. Sau ne văd? Nu mai claxonul, dar știi, ești terminat. Personajii ei. Știu. Vine? Nu. Nu. Au plecat. S-au dus să-ți chime mașina, zic eu. Ai auzit? Băi, nu ți-l ai helper avansat? 162, da, coaie. Mm-hmm. Ai.
Alin Gabriel a intrat, e clar. Ține-te că trec glonț. Sau nu trec? O să ne caut terminația iar. Așa, du-te și tu spre ei. Fii atent de nu vine iară cu pișatul ăla de Lexus. Păi cu ăla nu ne prinde. Cu ăla nu. Mai știi ce le-am făcut data trecută? Da. Alin Gabriel, Alin Gabriel, report. Doar e din mica din Alin Gabriel. Uite, a luat Lexus, uite Lexus. Îl văd. Dar e din mic Alin Gabriel, tu vezi? Da. Hai, vine după noi. Bine? Bine, da, e spatele nostru. Ține-te, că acum începe distracția. Vezi că ne ajunge. Vezi că e în curul tău. Și se apropie cu pași, nu se mai apropie. Sper că se apropie. Mamă, s-a terminat. S-a terminat. De ce ești terminat? S-au dat jos cu armă. Că e iară e ăsta. Că e ăsta oare înțelege că noi rulăm? Aș da cu slash mi intră în comă, căi. Știi, ești terminat cu aia, ne-am făcut căcat. Stai cum mă mut pe bancheta din spate, gata! Cum te muți? Care geamuri cu mâine? M-am mutat și eu. Fiecare era la volan. Coaie, dar vezi că pe spate ne vedem. Că pe spate îi spart geamul. Eu m-am... Ține X-ul! Iar voi, mă? Coaie. Iar voi! Dar ăsta de unde știe? Adică... Coaie, s-a urcat la volan! N-are chei. Păi n-are chei, dar... Hai, duceți-vă, mă, că n-am chei fiar să vă iau. I-au zis. Doamne ajută. Dar nu mai vorbi, mă, prost. Ce faci? Ne dă și fix, coaie. Nu cred. Ce fa... Ne-a dat fix. Hai să pleci. Știi că tot teroare o să fiu. Păi ne-a lăsat efectiv jandarmeria în pace. Unde sunteți, mă? Unde-i, mă, jandarmeria? Nu mai fi, mă, terminat. Salut, am întrebare, salut, mă, președinte, salut, spune. Păi, dar nu mai... Bă, nu știu, m-am plictisit rău. Condu-mă și tu! Ah. Ești terminat. De ce m-am oprit la roșu? Da. Pe trecere. Hai să cumpărăm arme de la mafioți, vrei? Vrei? Da. Cum cumpărăm arme de la mafioți? Nu știu. Am păi, dar de ce ai geamul deschis? E închis. La tine e deschis. Acum?
Nu văd deschis, stai că îl închide din nebunul meu. Am GTX 1050 Ti și 72600 și uneori, dacă stau cam 2-3 ore, scade la 50 sau chiar 30, îmi spui de ce, dacă știi ce scade la 30. Pe PC-urile, cred. GTX 1050 Ti de 2 GB nu există, nu există GTX 1050 Ti de 2 GB. E 1050. Poate doar 1050 simplu. Dați la CNN. Atunci dăm la CNN, mă auzi, anunț. Bă, dar urât face cu BMW-ul ăsta. CNN unde pizda, mă, ție? Cred că simplu, acum chiar nu știu. Păi dacă zici că are 2 GB, înseamnă că e 1050, TI, 1050 simplu. Dacă unde e TI, CNN-ul? Are 4 GB, nu știu, caut. Primăria Diamond, sală, sediu minerit, spitalul nouă, teritoriul Camora, magazin cu tungerie, clar. Vinde pește, armament, atelier, bancă, bancomat, pacific, jucător, colete, Diamond Casino, Diamond Club, Diamond Showroom, Diamond Tuning, frizerie, garaj, bărci. Hai să mergem pe Caio. Vrei? Nu. De ce, mă? Ce să fac pe Caio? Coie, ce logistică, coie, ce e logistică? Pot să rezolv? Păi nu știu ce, bro, n-am înțeles întrebarea, problema care, pe care o ai. Dacă îmi zici problema, nu știu, dacă am vreo soluție, îți zic. Nu știu, coie, dă-mă la logistică. E, dar nu e CNN, cum dau, sau din capa dau, mă anunț. Nu știu. Capa, dar n-am telefon. Nu, din L, bă, din L, de aici se dă anunț, uite. Din Marketplace. Ba nu. Title. Choose. Bă, să-mi fac piciorul, cum dau, mă? Twitter, matchmaker, setări, calculator, phone, browser. Nu. Mesaje, contacte. Poate are top. Îmi scad pe PSV dacă stau 2-3 ore pe 5M. Să aici, mamă, te fode prea tare cu capul ăsta de mașină. Stai să-mi dau bără, mă, ce? Nu mai aud nimic, am în cauză. Așa. Nu știu. Nu am PC. Să ai setările la 5M și să încerci să ții laptopul undeva să nu se încingă. Dacă ai... Ai laptop? Nu știu, ai zis că nu are PC, nu știu. Dacă ai laptop, probabil... Cooler. Probabil se încinge, sau da, să ții un cooler să din ăla. Să cooler, mai ales dacă e Asus, clar de ce. Și se încinge și probabil de aia. Asus-ul e cel mai rău pe căldură, se încinge de... Păi nu, gen, am PC. A, ai PC. Atunci, nu știu, îți dai setările lău la Vivem, nu știu, habar n-am. De ce? Sau ți se încinge unitatea, vezi, poate nu-ți merge vreun cooler sau nu mai ai... pastă pe procesor, nu știu, nu mă pricep nici eu atât de bine. Păi, că aici e logistică. Ia. E ca să deschizi logistică. Nu ești un tirist calificat pentru acest job. Ce pula mea, coaie, că e logistică aici? Ia vezi, îți dă ăsta anunțul meu, ți apare? Unde, pe ce? Pe Marketplace. No image provided, cumpăr arme la docuri, poliție nu vede. Trebuia să lași, coaie, să vină poliția. Ești terminat? Întâlnit la camionul MOV de pe vaze. Nu știu, cred că e ca așa se dă anunț. Nu știu cum e. Coie, trebuia să-l lași. Și dacă venea poliția, noi n-avem arme la noi. Ba da, aveam un cuțit. n-avea ce să ne facă. Coie, de ce am geamul deschis în spate? De ce să ambele geamuri deschise în spate? Gata, le-am închis. Ba, puneți-mă centura. De 3 zile de când sunt în jandarmerie am 3 milioane de la 1. Ca lumea. Oricum e un jec de facțiune. Jur, nu mai terminați. Nu, nu-i vorba de asta, dar
În realitate, jandarmeria se ocupă cu intervenții și cu bază și cu patrul și cu patrulă noaptea, nu cu urmărind persoane în trafic și cu a arestat persoane în trafic. Decât dacă e o intervenție specială sau ceva, dar nu ne oprește în trafic că, nu știu, că circulăm imprudent sau așa, jandarmeria n-a nicio treabă cu asta. Bă, au dreptul și în realitate. Ba nu. Este legitim. Zici? Să te oprească în trafic, nu. Dacă te vede jandarmeria că mergi pe contrasens și mergi ca un cur, crezi tu că nu o să te oprească? Nu. Dar nu e pentru pază, pentru protecție, pentru intervenții. N-au ei treabă cu poliția. Eu nu cred că vine nimeni cu aia, dar cred că intru pe matchmaker. Ia. Cu aia l-am găsit pe Vlad Neamț pe matchmaker. Uite ce poză și-a pus cu un joint în gură. Ia. Yeah. L-am găsit și eu. Like, 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 toată lumea. Fail tu. Gata. Gata. Am două numere și un mugurel. Adică? Gen, două numere necunoscute și mugurel. Am match cu ei. Mi-a spus acum cineva bună. Vreau noapte fierbinte. Tu ești, mă? Ce? A? Tu mi-ai scris? Nu. Nu? Nu. Las că aflăm imediat. Nu tu mi-ai scris, nu? Nu. La evul tău zice altceva. Ce zice? Că mi-ai scris. Nu. Uite o poză. Șefule. Da. Nu, șefule. Da, șefule. Ia-mi un coștal și vin acum să ți le dau. Ce zici? Zici, șefule, un cod poștal și mi să-ți dau armele. 10.115. 10.115, dar nu cred că există. Ba da, ba da, e la camionul MOV de pe faze. Bun, bun. Ne întâlnim acolo? Mi-a închis. Cu aia vine. Bă, dar noi n-avem bani. Cu aia vine unul să-mi dea arme, cu aia. Dar n-avem bani. La noi. Și oare când ne-o cere pe... Eu vreau direct, vreau un minigun dacă are să-mi dea. Sau un sniper. Îmi dă sniper, mă sui pe secție și îmi puși toți jandarmii. Poliții n-am nici cu ei, jandarmii. Apasă ajutor O. Pentru ajutor apasă F1. Calculator. Înapoi. Setări. Copy number. Nu știu, din poză. Cal volum, maxim îl dau când mă sună pe cineva. Language. Coaie, poți să pui în ce limbă? Dar nu are română, coaie, la limbi. Dar poți să pui în bosniacă. Ia. Yeah. Temă dark, icon set, material. Close. Frame. Minimal. Ua, bă, Tony. Mm. Intră la setări la telefon. Ia, și dă-i jos la frame. Ce? Deci, ce la zici? Setări. La telefon. Da. Intră la frame. Mai jos, dă-i mai jos până găsești frame. Da. Și pune cavai. What the fuck? Ia gold.
Nu, Cavaia e cel mai surf. Cavaia rămâne. Minimal. Gold. Și la wallpaper, wallpaper pun Project Error, ia. Cum e Project Error? Mai e un pișat, da? Măcar se potrivește. Twitter. Scrim un Twitter. Vine mă ăla cu armele. Pot să-mi pun de ăsta custom. Cumpărar medii pe codul poștal 3010. Clar. Vine mă cineva să ia arme. Uite pe Twitter. Ce viață are peștii ăștia. Ce poză. Vă doresc ok. Ok, ok, capitan. Ok. Da, uite, mai e unul, Edi. Cumpăr arme Deep Web. Cumpăr arme Deep Web. Coaie, de ce s-a postat de două ori? Hai, da tu retweet. Coaie, am plus Twitter-ul de pe... Dau și eu. Măi, de ce ai dat retweet de atâtea ori? Coaie, ți-ai bătut joc. Coaie, Spartacus, idolul femeilor, retweet. Edi retweet, Coaie, uite-te pe Twitter. Mă uit. Uite, Coaie, de câte ori apare poza mea. Yeah. A dat Edi, Spartacus, idolul femeilor. Tu ai dat, am postat și eu. Dar dat și like-uri la prima poza mea, ia. Like, am dat. Hai sună la un număr de ăsta de pe... De pe Twitter. Ia. Și cum sun? Fii antenă, zictez eu un număr și tu sun, da? Stai. Da, zi. 0715. Da. 071. Da. 614. Da. Sună. Nu știu cine e, scrie Spartacus, idolul femeilor, cum pot da de tine, Deep Web? Zic că tu ești Ștefania din orășelul Leneș, că Spartacus nu e. Dar nu răspunde. Nu răspunde. Coaie, dar mai vine copilul ăla cu arme, care m-a sunat? 0771319... 7713311. Nu pe ăsta l-am sunat, nu pe ăsta l-am sunat eu acum, nu? Stai că-ți mai dau numere. Acum 5 minute. Nu sunat, mai sunat pe copilul ăla cu arme. Dar întreabă așa, mai vii mă, pișatule? Zi mă, care ești? El tare. Mă, mai vii mă? La ce mă? Să vinzi alea. Nu, că m-a luat poliția și mi-a luat armele. Aoleo, și nu mai poți face rost de altele? Nu. Păi și acum unde ești, în închisoare? Nu. Păi și unde ești? Păi mi-au dat libertate. A, te-au prins cu arme și te-au lăsat liber? Da. Foarte bine. Și zici că nu mai ai altele? Nu. Ta. Și nu cunoști pe altcineva? Alo? Aoleo, mă, bine atunci, dacă e să faci rost, mă suni. Bine. Bine, mi-l suși, pa. Să trăiți, cine sunteți? Că mai pun o dată anunț. Dom'le, v-am găsit numărul în pagina URI. Cu cine vorbește, mă, ăsta? În pagina URI am găsit numărul dumneavoastră. Sunteți prostituat? Transsexual? Cu cine vorbește, mă, ăsta? A. Cu cine vorbești, mă? Cu un prostituat.
Zi să vină încoa. Ai făcut transplant? Zi mă să vină încoa. Cu ce vă ocupați, domnul prostituat? Cu laba? Mai am eu un frate, nu vrei să ne faci nouă labă? Gratis, bineînțeles. Spune. Faceți o labă? Depinde de ce. Da, bineînțeles. Deci veniți? Păi cu ce vă ocupați? Vă dați în cap acum la ora asta târzie? Să-i dați o labă. Să vă futeți. Sex. Sex sălbatic. Bine, atunci am beliți pula, pa, pa. Așa m-auzi? Da. Am sunat ultimul contact din agenda. Mă sun înapoi cu aia cineva. Da. Îmi faceți o labă până la urmă? Îmi faceți o labă? Domne, vorbiți, domne, frumos, că eu nu v-am jignit. Putul în gură, stai că sunt la loc. Alo, centrul de handicapați? Handicapatul șef la telefon? Cum nu? Că aici scrie că aveți suferință de toate bolile mentale și de rabie și toate bolile de pe planeta asta le aveți. Hai să suși pula, pa! E cine e, nu? Nu. Neamț. Pe cine mai sunăm? Nu știu. Ia cine m-a mai sunat? De același număr ăsta, a cui o fi numărul ăsta? Mă sună cineva cu aia. Alo! A, tu ești, mă! Alo! Mi-a închis, mă! Sunați-o pe tine cu aia! Băga mi-a și pula că-l sun înapoi. Nu tot închide cu aia. Cu aia nu mai suna! Tu ești ăsta? Da, cu aia! Vreau să sun pe cineva. Fiantână, mă uit pe matchmaker și mai sunt tu. Fiantână. Activ. Fiantână. Notezi? Da. 0785. Da. 80. Da. 81. Da. 13. Da. X. Dacă nu răspunde, trecem, îi sunăm pe fiecare. Trebuie să răspundă unul. Activ luni 10 aprilie. Hai de pula noastră. Alo, mă auzi? Da, te aud. Ce faci, pisicuța mea? Tu de unde ai numărul meu? Am făcut match pe Tinder. Ha, imediat îți spun. Ce-mi spui? Dau acolo un mesaj. Zic că eu. Ce tu? A, da, îți las acolo un mesaj cu eu. Hai, pa. Ce tu? Pisicuța mea. Tu care ești, mă? Ce? Care ești? Adică care sunt? Bă, de pe Tinder. Cred că ai încurcat numărul, băiat, domnul meu. Domnișoara ta. Eu nu sunt om, nu sunt femeie. Ești om, nu ești femeie? Nu contează, adică îți plac. Nu contează. Pulă sau pizdă să fie. Cred că ai greșit numărul. Să am ce atinge. Să am ce atinge. Anule. Da, pisicuța mea. Aoleu, piersic, mi-a închis. Mă fur, nu mai sunt pe nimeni. Îți dau alt număr. Notezi? Da. 0757. Așa. 77. Da. 16. Da. 47. 47. Hai să vedem cine mai e ăsta. Următorul. A?
Îți dau la toți cu aia. Până piersica mea. Mem. Mi-a închis cu aia. Nu că sună înapoi, ci că mem și-a închis. Mai sună o dată. Răspunzi? Ce vrei, mă? Ce faci, piersica mea? Te faci că nu mai cunoști? Nu. Păi de ce? De ce nu? Care-i, mă? Păi ți-am dat-o aseară și acum gata, nu mai vrei să ne întâlnim? Nu, i-am dat lumăta. Cum adică i-ai dat-o lumăta? Ești din ăla bolnav? Bolnav? Cum te cheamă? Ești bolnav? N-aud. N-aud! Nu te aud. N-aud! Mi-a închis cu aia. I-a dat-o lumea, nu mai sună o dată. Sună tu, fiate, sună tu. Sună tu acum. Da, îmi zici tu numărul? Da. Stai. Zi. 07. Da. 57. Da. 77. Așa. 16. Da. 47. Atât? Da. Și zi, ce-o sună pe nevastă mea în miez de noapte? Zi, ce-o deranjez la ora asta, că vin peste tine. Yeah. Vezi că e un copil, terminat. Mi-a închis, îl sun iară. Sună-l. Îmi închide cu aia, dar îl sun, să-mi bă apulă. Cred că cred că și eu. Murim. Nu mai răspunde, dar nu mai închide, doar lasă să sune. M-a închis, mai sună. Aia, pe futu-s capa, dacă spre ambiția cu mine. Ia, gata. Îți închide? Da, în continuu și îl sun, l-am sunat de vreo 15 ori. Iar m-a închis, futu-s capa, dacă... Nu-mi închide cu aia. Dar salvez numărul, să-mi bă pula. Prostitut. Prostitu. Ad contact. Gata. Îl sunăm. Alo. Mi-a închis cu aia. Altul. Notezi? Ce? Notezi? Stai. Da. 077 077 26 26 81 99 5. Activ pe 18 aprilie. Azi. Hai de pula mea. E online, trebuie să răspundă. Nu s-a mi-a închis instant. Deci nu e. Alt, îi dăm foc. Notezi? Da. 07. Da. 73. Da. 79. Da. 41. Da. 16. Cred că l-am mai sunat pe ăsta. Zici? Da. L-ai mai sunat? Nu știu, vedem acum. N-am mai fost activ de pe 27 martie. Răspunde? Nu. 07. Stai. Așa. 74. Da. 55. Da. 73. Da. 40. Închide. 07. Da. 46. Da. 333. Da. 9, 7, da. 8. Sună. S-a trăit, ce s-a întâmplat? Salut!
Fiul meu e la tine? Alo? Maricica, mă auzi? Da, da. Aoleo, Marcele, tu ești? Da, fiul tău e la mine, de ce? Maricica, unde a plecat? Că era ea la telefon mai devreme. E acasă. Păi, da, dar de ce mi-a răspuns și acum mi-ai răspuns tu, Marcele? Ce s-a întâmplat cu Maricica? S-a dus să bei o cafea. Ah, să-i spui să stea în gât. Nu, nu, să stea în gât. Fiul meu, Laurențiu, e la tine? Păi! Marcele, cu tine vorbesc. Fiul meu, Laurențiu, e la tine? Bă, Laurențiu, ia hai vină până încoace, te caută cineva. Îl caută moartea, să-i spui. Dacă n-ajunge acasă în 10 minute, e mort. Da, tată, ce s-a întâmplat? Mă, Laurențiu, ce dracu faci, mă? Unde umbli creanga? Jură-l, jură-l. Ai venit să bei bere, futu-ți mama ta să-ți fuțimi unde ești, că vin să te iau. Sunt aici și da, sunt aici. Unde ești? Vin să te iau acum. Hai, vine, că te aștept. Păi unde, mă, prostule? A, unde? Da, nu știu ce să spun. Nu știu, ia dă-mi-l înapoi pe Marcel. Marcel, vii rogă că te cheamă acum pe tine. Da, ce s-a întâmplat? Unde, unde e, unde e? Unde să fie? Unde-i Laurențiu? Laurențiu? Da, unde sunteți acum? Stai că nu mai țin minte adresa, bine. Băi, unde ești, mă, prostule, și tu? Prost ca măta, și tu? La 7342 suntem. Vin acum! Să nu vă pună mama dracu, să plecați de acolo, că sunteți morți toți. Deci la cât ai zis? 7-3? Stai că nu mai țin minte, am uitat. Doamne, doamne, ieși afară, uită-te unde ești. La 7342. 7342, acum vin. Vă mănâncă pui pe toți, ai pa. Dă-i mă la 7342. Pune waypoint. Nu știu unde e. Păi uită-te, eu conduc. Unde mama măsii, mă, 7342? Stai, bă, încă nu te duc că am luat crash? Am înțeles. Unde dracu-i 7342? Nici nu găsesc. Șapte cât? 3, 4, 2. 7, 2, 7, 7, 1, 7, 0, 7, 3. Mai în dreapta? 7, 2, 7, 3. A, aici, la casele alea micuțe. 7, 3, 4, 4, 4, 4, 2. A, da. Gata, m-am găsit. Dar stai să intru? Păi eu stau. Păi cine a sunat pe chat Amira la 29 din era 9 ban? Ăla a dat 9 ban? Da, da, Amir. Zici tu? Cu, da, da, cu 3 warnuri. Băi, ce pula... Este. Ce? Până ce mai sună pe cineva până intră asta. Da, da, Amir v-a dat și a primit și down. Am înțeles foarte bine. Șeful femeilor, bă, sună, mă. Îl sun. Cum îl sun? Pe cine? Pe Bogdan Vampir. Cum pot să-i aflu numărul? Nu știu.
Uite, a scris. Nu am număr de telefon. Uite ce a scris pe chat. Cine? Uite pe chat de la server. Suntem live pe canalul lui Forze. Da. Să scriu mă, suntem live pe canalul Tony Cumătaru? Să-i din cât intre? Nu știu dacă e. Ia. Yeah. Ia că și-a dat la numărul. O să-l copiez? Te rog, zic că merge să-l copiez. Salut, joci doar pe un server? Salut, Don't Record, salut. Nu, mă joc pe diferite servere. Mă sună cineva. Alo? 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 Alo, 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 alo. Ce faci, mă, Marcele? Unde ești? Sunt aici, sunt aici. Hai, vină și ia-ți copilul. Hai că-s aici, hai, pa! Am și eu o propunere unde putem discuta pe Discord. Ai link-ul de la Discord, unde scrie. Că iar mă sună cineva. Da, mă! Pa, unde ești, mă, că nu te văd? Sunt aici, în capă, la casele astea, împuțite. La 7-3-4-8 aici? 7-3-4-2! La 7-3-4-8, bro. Păi mi-ai zis 7-3-4-2, mă, bulanciule. M-am greșit, abia m-ai acum greșit. Am ieșit acum din casă. Auzi, Mirele, dă-i repte la 7-3-4-8. Hai, pa. Fii, mă, la 7-3-4-8. Pula. Unde te duci, mă? Da, dă-i la casă. Ce casă, mă? Păi, mă ia la mișto ăsta. De la 7-3-4-8, păi nicio casă la 7-3-4-8. Aici o fi. Hai mă, Mirele, jos! Aole! Hai! Tate! Bă, tu ce faci mă aici? Sunt aici. Ești aici, a? Nu te vezi! Na, mă, na! Na! Tu ce cauți mă aici? A, cum ai ajuns? Am venit cu băiatul ăla la o bere. Ai venit cu băiatul la o bere. Mirele, hai mă să mergem! Bă, ce faci mă? Bă, treci mă cu oama! Adi 52 te salută, îl salut și eu pe Adi 52. Salut, Bogdan. Bă, treci mă-n coamă! Băi! Coaia, unde a dispărut? What? Aia, pălea! Băi! Stai mă pe loc, că... Mama, mama, tati, copil, prinde-l mă! Ia, hai că mergem acasă. Mama, tati, copil... Bă, ce fac mă, de ce m-am învârtat? Bă, tu vezi că m-am învârt? Bă, uite cum merg. Uite, nici poartă n-au ăștia aici. Ce plângi, mă, că-ți dau două teme, mă, dracu.
Ia auzi. De ce plângi, mă? Bă, ce ai, mă, de plângi? Păi, alo! Băi, Marcele, de ce plângi, mă? Laurențiu! Ți-a lăsat un mesaj pe Discord, când ai timp să te uiți. Da, bro, o să mă uit după live. Cum mi-a căzut coaia asta din brații? Ia zi, mă, ce căutai tu acolo? M-a dus la băiețul ăla. La băieți te-ai dus, a? Aoleu. Ce, aoleu? Ce-ai dat? De ce vorbești așa? Mi-a schimbat vocea. Și de ce fugi, mă, de mine, a? De ce fugi de mine? Nu mă bate, te rog. Nu te bat? Las că rezolv eu. Păi desigur că de asta am spus după live, ok, îți las un subscribe, te pup, bro, mersi frumos, apreciez. Vino încoace, Laurențiu. Băi, de unde ai scos, băi, lanterna? Mașina asta. De unde ai scos, băi, lanterna aia? De aici, din buzunar. Știi ce am în buzunar? De când ai, mă, tu lanterna? Băi, ești imbecil meu, omoră copilul. Copilul nostru, cheamă ambulant. Băi, te nenorocesc pe viață. Hai, du-l la spital. Nu chem ambulanța aici. Băi, dacă mi-ai omorât copilul, te omor și pe tine, înțeles? Cheamă ambulanța. Băi, m-auzi, mă? Da, am sunat. Dar nu vine nimeni. Nu vine nimeni. Ia-l în brațe, hai să plecăm. Hai să plecăm. Mergi să mă subscribe, Bogdan. Bine ai venit. Stai așa, că are o Y. Vine, cum Miță. Cum nu vine, mă, că vine, fut vine tu spața ta să-ți fut. Iau. Dacă mi-a omorât copilul, ai belit-o. Lasă-mă mașina aia în pace. Revine-ți, bă, pișatul. Nici cârn, mai. Aulă. scuze. Ajutor, domne, ajutor! De ce stați, domnii mei? Ajutor, domnul! Domnule, ajutați-le de pe Laurențiu, domne! N-are nimic dânsul, are decât o pizdă pe frunte. Păi nu mai vorbi ură de copilul meu, mă! Să te rup cu bătaia! Dar nu vezi că are ta mai pizdă pe frunte? N-are nimic. E, n-are pe dracu. Cu suțil acolo. Cu suțil. Acum, doamne. Stați așa. Cu cine e vata română? Cu Dan de serviciu? Nu, cu doamna Chiran. E clar. stați așa să vi-l verific. Mă, cred că trebuie să operăm din nou, stați așa. Să-l faci? Să-l facem din nou. Dă-te, bă, de lângă el, bă, bulangiule. Ia vedeți. Că te omor. Faceți-l acolo, femeie. Aoleu, copilul meu. Copilul meu! Au! Aoleu. Laurențiule, ești bine, tată. S-a lăsat Alexandru. Laurențiule, ești bine, tată. Mă doare cap. Hai că mergem acasă. Dăm cheia de la mașină. Dăm pe cheia de la mașină. Vă mai ajut cu ceva? Nu, eu sunt șoferul. Mulțumim frumos. Nu, mulțumim. Vă de la tata, vă rog.
Să ce... Stați, mai, Evo, mai repetați data. Astăzi nu. Hai, bă, să mergem acasă. Băi, dă-te, bă, jos, băi! Fugiți, fugiți! Băi, stai pe loc, am zis. Tu ce faci, mă, fugi? Pe frunte, nu de pr- Do. Mati-vă! Vă sugerez să lăsați cuțit. Lăsați cuțitul. Bagă-l pe ăla! Am zis să lăsați. Am zis să lăsați cuțitul. Gata, gata, șef. Lăsați. Așa. Ce, cu ce motiv? Mă... Stați așa. Copilul meu! Aoleu, Laurențule, ce ai făcut, tată? Laurențiu! Laurențiu! Mâinile sus! Și dumneavoastră, că am văzut ceva ce ați făcut la săracul copil, am și auzit. A urlat. Nu știu dacă îl mai pot ajuta, dar vom afla. Am chemat poliția, așteptați 2 secunde până ajung și ei și vor descurca. Fugi, bă, că vine poliția! Aie, stați pe loc! Am zis să stați pe loc și mai fiți agresiv. Do. Că cam aș mașina ta cu ea! Nu-i vina mea! Stați jos, amândoi. Atu. Stați jos. Ce ziceți și eu? E, băga mea, dacă nu-l glonțuiesc eu. Aoleu. Îmi pare rău de copil acum, ce să vă zic. Aie, oricum era rușinea familiei. Băi. S-a descuiat mașina. N-are chei, fu! Cum n-are chei? Vezi că vine după noi. Te-a oprit. Mamă, e capăt. Scoate cuțitul și hai să-i o dăm. Nu, nu, că e medic, drag. Aoleu! L-a tras. A, m-am pușcat. Bă, ce facem ăla? Bă, ce fac mă ăia acolo? Marcele, ești bine? Am pușcat ăsta. Marcele, aoleu, poliția! A venit poliția, mâncați și a tras după medic. A tras poliția, medic, fugi! Fugi, domnul medic, pentru viața dumneavoastră! Poate să vedeți, îmi pare rău că am tras. Oameni dragi! Adică! Aoleu! Unde dragi? Fugiți că e o ieșire mult mai în față, dar e. Aoleu! Bă, a tras poliția fix un medic în cap, dar nu înțeleg cum de n-a murit. Dar da. Cred că am scăpat. Nu, n-am scăpat, fugi. Uși, Marcele! Aia, Laurențiu, să-i fie ultima țărână. Bă, aaa, m-a omor...
mușcat! M-a omorât, coaie, m-a omorât! Fugi! Mai vine poliția în coace? Stai mă, nu mai trage, nu mai trage S-a oprit la mine. Hai mă că te-ați prieteni. Nu, trage după noi, trage după noi. Băi, coaie, cine-ți prietenii tăi în pula mea? Voi ne-ați chemat pentru o statie și fugiți cu o statie? Mai bine? Taci puțin, vorbește ăsta. Eu mă duc după aia. Cu metri vorbești? 1-5, 1-6-7-9. Coaie, stai mă ia cu 1-6-7-9. Tony, Tony că mă tau. Suntem OC. Suntem OC. Hai băi, stai puțin să mă pui și pătcuța cu lui. Așa. Cum e trebuie? Voi faceți apel pentru o statie, că vezi numai că aveați o statie, nu? Stai puțin, suntem OC. Ei, odată ce faceți failul ăsta, crezi și eu. Dar stai puțin, ce fail? Nu înțeleg, noi n-am chemat poliție. Ba da. Ba nu. A sunat, a făcut un apel la poliție. Da, medicul a sunat, nu noi. Păi și voi aveați o statie? Nu. Păi și voi ce căutați aici? Ne-a chemat medicul că murise fiul meu, gen, în roleplay, cum ar veni. Și, după a vrut să fugă cu medicul și i-am tașut de pe motor. Și după am văzut că ați venit și am început să fugi. Am văzut că ați tras după medic, e tras în cap sau așa. Și noi am fugit, că am văzut că ne-am pușcat, dar gen, nu, eu n-am făcut acolo. Eu am crezut că aveți o statică, am văzut că postul ăla trage, am văzut că asta sună și... Nu, eu am filmare, gen, n-am cu tot ce s-a întâmplat, nu, noi n-am chemat pe nimeni. Mamă, cât de prost eu. Gen, medicul ăla. Hai, te cam cas ca o bridă. Băi, bărule! Băi, coaie, ăștia erau cu medicul! Cu metre, ăștia erau cu medicul! O să chem eu acum pe cineva să vezi de-aia. Ah, ok, ok. Băi, ursule! Ursul! Cu metre ăștia erau cu medic, au sunat din greșeală. Pe bune, au chemat medicul din greșeală, au chemat poliția, nu de medic din greșeală. Bă, tu ai chemat poliția, mă? Nu. E, acum face și el apel. Înseamnă că ăla polițist. Vină și tu la mine să-mi dă revive-ul ăsta. Că vorbesc cu ăsta aici, stai cu polițistul. Sunt o ocă cu el și-mi dă revive. Vină la mine să îl dai revive-ul ăsta. 1, 3, 8, 5. Vine mă să-ți dai revive. De revive-ul ăsta. Păi vă mai urmăresc că ea, mă? Eu m-am ascuns într-un punct unde mi se bugește textura și nu mai vede. Ia, ia. Asta că a venit. Știați cu mașina cu aia în canal. Nu era static, nu era static. Cum e unde s-a dus celălalt? Bă, ăștia doi în roz l-au înjunchiat pe unul și mită... Hai, polițistule, urcă sus! Bă, de ce? Mulțumim frumos. Iei de-al ăla. Cum e trăit? Gata, coaia, am scăpat. Vino mă că au plecat poliția. Coaia, a tras cineva după mine iar. Mi-a dat glonț poliția. Omorât? Nu, dar a tras după mine, cred că din mașină când au plecat. Sau nu știu. Hai mă, vino încoa că au plecat polițiștii. Vin. Și medicul ăla unde e? Era la poliția. L-a luat? Da, să-l scoată de aici. Coaia, din câte am înțeles, mi-a zis ăla căcică... Că bă, coaia, ce-i cu felul ăsta? De ce sunați poliția că aveți o static? Ah. Și i-am zis, nu bro, i-am zis care a fost faza când noi l-am murit băiatul ăla, gen, de pe jos, care a murit, i-am zis că era copilul nostru, mai avea roleplay și am chemat medicul ca să-l ajute. Și medicul, cred că medicul a chemat poliția, noi n-am chemat pe nimeni, i-am zis că am filmare și i-am zis că, nu, bine, vine acum ceva să-ți dea revive. A, și pe medic l-a ajutat, practic, poliția? Da. Păi da, a tras în el. I-a zis, bă, coaie, scoate-mă de aici. Și te explic. Clar. Hai că nu mai e mult până la mașină. Da. Păi, de că rău că pe U și încuie mașina și te lași jos. Pe cât? Pe U. Dar nu pot să cad pe jos. Ah, trebuie să apeși U. Apăs, uite, scrie, nu ai niciun vehicul în apropiere. Uite. Nu ai niciun vehicul în apropiere și m-am pus și eu. Și dacă apăs iar rău, nu ai niciun vehicul în apropiere. Atunci dăm la key bindings. Dăm la 5VM. Dar dăm cheia aia, mâncați-și. Stai o secundă. Accept, animații, control, îmbrăcăminte, jos. Cum adică meniu jos?
Sau de fapt ia să deschide. Deschide stație Ragdoll. Pe Z? Ce e Z? Ia pasă Z. Am căzut jos. A, deci pe ăla e, pe Z. Dar nu merge cu aia la mine. Cac în ea. Mai am apă la mașină? Nu, e aici după dâmbul ăsta. Vlad s-a pus on duty în facțiunea jandarmeria română. 699 e neamță? Mhm. Săracu cu aia. Eu când am văzut că zice domnul medic, luați-mă de aici, domnule medic, luați-mă de aici, am băgat cuțitul în el. Vrei cheile? Nu, hai condu. Ăla e pornit. Nu merge? Nu. Întrebarea aia pe unde mai ieșim? Prin dreapta. Nu știu, dă-și tu la un garaj sau ceva. Păi de ce, gata ieși? Da. Gen, închizi live-ul? Da. Ok. Nu mai închid. Alt F4. Da, băi băieți, cam ăsta a fost și live stream-ul de azi. Un live cam mort, cam așa. Sperăm ca zi viitoare să ne revenim. Eu am fost Toni Cămătaru, noi ne auzim zile viitoare pe live stream. Seara bună vă doresc. Ciao.